Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un episod mega epic din acest career mode cu Wolverhampton, cu lupii, frate. Ok, avem aici un meci nebun împotriva Barcelonei, tur-retur în Champions League, dar nebunia nu se termină aici. Avem aici la Office o chestie care așa m-a oprit, am stat, băi, ești nebun. Și da, Paris Saint-Germain, fraților, Paris Saint-Germain a fost atât de impresionată de Dennis Man. Știți bine, am jucat împotriva Paris Saint-Germain în videoul trecut, i-am bătut și desigur cred eu că Paris Saint-Germain a zis, bă, Dennis Man, băiatul ăla e bun, îl vreau pe băiatul ăla. Deci așa de bun a fost Dennis Man încât e impresionat pe oamenii ăștia. Și acum să vedem cam pe câți bănuți, dolarei, îl putem vedea pe Dennis Man aici. Hai să nu exagerăm, cu prețul, că totuși dacă primim o ofertă corespunzătoare, îl dau. 45 de milioane, frate. Au urcat nebunii până la 37.400. Hei! Hai să-l dăm la 42 de milioane. 42 de milioane. Ce ziceți, fraților? Hei! Am bătut palma! Batem palma cu Paris Saint-Germain! Dennis Man, 42 de milioane de euro pentru Dennis Man, fraților. La Inter, normal că am cerut mai mult pentru că Forța Milan, așa, normal. L-am venit Paris Saint-Germain, l-am zis, hai, veniți, luați-l, știi? Plus că vine Thomas Lemar în locul lui, dar un pic o să-mi pară rău, o să-i duc dorul lui Dennis Man, dar totuși un jucător care vrea la 82 rating, să-l vinzi cu 42 de milioane de euro e ceva, adică sunt mulți jucători care au ratingul ăsta, overall-ul de 82 sau 80 și n-au încă cota asta mare. Deci Dennis Man chiar e genial de cumpărat în career mode. Și dă goluri, și dă asisturi. Nu o să fie el așa, wow, știi, capitanul echipei, omul care te cară, gen. Dar e un jucător chiar bun, ieftin, român, cel mai important lucru, care, ia uite, îl vindem la Paris Saint-Germain acum pe 42 de milioane de euro. Frate, 42 de milioane de euro pentru Dennis Man. Wow! Și partea faină e că transferul acesta, cum nu este prea de transferuri, dacă pleacă Dennis Man, este că se va finaliza acest transfer de-abia în vară, deci în sezonul viitor, deci când așa, atunci o să vină de fapt banii pe Dennis Man. Care e mișto. Deci chiar cred că s-ar putea ca în... Aulă, nu și-a revenit Lukaku. Ia să vedem, nu și-a revenit Lukaku. Nu, încă e accentat. Da, asta nu e bună. Na, meci aici versus Barcelona. Dolberg e puțin obosit. În rest, Douglas pe partea de LB. Dacă nu mă înșel, acolo e Messi. Pe partea de RV, LB la mine. Ai. O să mă termine Messi în meciul ăsta. Dar, da, hai că să vedem. Bun, deci după această bombă, că l-am văzut pe Dennis Man, fraților, mă rog, l-am văzut, ne-am înțeles cu cei de la Paris Saint-Germain, vedem după acest meci împotriva Ialai, Lionel Messi. Mesică fără frică, uite-l aici. Uf, meci mare, Ialai Coche, revine frumos aici în La Liga, își revede... Știe el ce știe, Coche e omul din interior, chiar dacă n-a jucat la Barcelona, a jucat în La Liga, știe el așa din mare cum joacă Barcelona, ne-a spus acolo frumos în vestiare, bă, vezi la stânga, dreapta, așa, pac, 3-2-1, țac-țac și așa vom face cum zice el. Dacă trec mai departe de Barcelona, va fi într-adevăr o zi mare. Barcelona am avut ghinion până acum în career moduri. Cu cine? Paris Saint-Germain, parcă și cu Chelsea. Tot timpul când am dat de Barcelona am pierdut Champions League-ul. Dar când nu dădeam de Barcelona câștigam Champions League-ul. Deci să vedem. Am cei drept, au și trecut câteva sezoane peste noi. Deci ce știi ce schimbări și-au mai făcut ăștia la Barcelona. Ia să vedem, Manolas în apărare. Asta este o schimbare deja. Probabil nu era Manolas. Dembele pe dreapta. Ok, deci l-au păstrat pe Dembele. Ia ce schemă era să facă Dembele. Douglas, tăticule. Și asta ce înseamnă? Că Messi l-a făcut cam sau ce dracu? Ia pe Suarez. Suarez către Samper, Messi la balon, iară Suarez acolo, Coche se luptă cu Suarez, reușește Coche să recupereze mingea de la Suarez, Dennis Man o pasă senzațională către Corea, dă, Doamne, tai, m-am grăbit, șansa vieții aici, o ratare monumentală de către Corea, să dau gol împotriva Barcelonei. M-am grăbit, m-am hazardat. Nu l-am încă pe Hazard, dar m-am hazardat la faza asta. Trebuia puțin să mai intru mai în interiorul careului, așa mai o chestie. Dar, da, m-am hazardat acolo. Na, asta este. Hai, poate o să mai avem șanse, poate o să mai avem ocazii. Ia să vedem aici Neves. Neves. Așa o să fie, cred că Neves dintre ultimii mohicani, știi, toți jucători noi, numai Neves va mai rămâne. Dar poate și pe el vom schimba, rămâne de văzut. Rămâne de văzut cu bănuții, cum ne descurcăm. Ia, recuperează Dennis Man, pasă superb aici către Coche, așa linia de mijloc la Neves, Neves o întoarcem, șut Neves, dar apără Ter Stegen, va fi un corner, e să-l țintim pe ăsta, Mina, cred că e așa de înalt, dar s-a dus Mina de acolo, bine Mina, hai Neves, pasa anuirea către Corea, dacă aș reuși, da, nu mi-a ieșit, dar ați văzut acolo, vreau să fiu bulangiu. Copa, Coutinho la pământ, Coutinho este la pământ. Arbitrul face semn băieților de pe margine să vină cu targa. Ce se întâmplă? Și... deci propriul jucător l-a accidentat pe Coutinho. Unul de la Barcelona, ați văzut? Așa mi se pare că unul de la Barcelona l-a călcat cumva pe genunchi. Ce ciudățenie, frate! Coutinho accidentat de un coechipier. Să vedem. Pe cine îl bagă în locul Coutinho? Nu arată. Carrasco. Carrasco. Mie îmi place un Carrasco. E mai interesant așa. Na bun. Tot n-am scăpat. Tot nu-i ușor. Măcar dacă s-a accidentat Messi. Că Messi, frica mea numărul 1 în acest meci, știi, deci na, și eu, normal, nu, când joci împotriva Barcelona, sper că ăla lor cel mai bun să pice, dar no hate, gen, față de el, numai că na. Samper aici, Samper, nu o dă ăsta, bă. Nu cred, de ce mi-era frică s-a întâmplat, de ce mi-era frică, fraților, Messi ne-a dat gol. Fix înainte de pauză, minutul 45, Messi, gol, Barcelona, ia vedem din nou aici faza, cum l-a păcărit frate pe Mina, Mina ne-ai trădat, mă, că pe tine te-am adus de la Barcelona, ne-a trădat Mina acolo, l-a lăsat pe Messi liber, Messi 4 goluri în Champions League, bravo Messi, într-un fel mă așteptam, v-am și zis că Messi mai că sigur ne va bombarda și ne-a bombardat un gol. Dar, cum zic, meciul încă nu este gata, totodată să nu uităm că mai avem și returul. Da, Doamne, hai să-l punem pe Musa în locul lui Dolberg, că Dolberg e obosit. Așa sper eu ca Musa, cu viteza lui uimitoare, așa să ne ajute, să facem așa o minunăție, o splendoare în iarbă și să facem așa un comeback de la, comeback de la 1-0. Dar, ați înțeles voi, Ștefan de Vraj, așa la Douglas, Douglas, ce faci? Băi, și meciul vieții tare, Douglas, dacă nu s-a accidentat Lukaku, nu pupai tu meci cu Barcelona în Champions League. Ce crezi? Profită, joacă bine de meciul ăsta. Impresionează-mă, că altfel ceapa ta ajungi la Millwall. Ia-ți de mai aici, aia ce frumos joc de pas, așa, craci, i-a dat craci Corea. Ia-ți de mai aici, Nu, era aproape. N-am tacticizat-o bine pe aia, dar ideea n-a fost rea. Acolo Sergio, omul ăla are niște recuperări. Din nou Messi acolo, Ștefan de Vraj o tă bombardează, numai să nu mai prindă Messi. Iese Samper și intră la André Gomes, oare? Nu știu. Cred. Hai, arată, măcar să, fețele jucătorilor. Da, André Gomes. Uite, vezi că mă pricep. Tiki-tac. Bun. De fapt, stai că nu-i bun, că practic André Gomes mi se pare de 5 ori peste Samper. Adică știți bine că am făcut o cărămădă cu Barcelona. Chiar am jucat o perioadă lungă cu André Gomes. Îmi place ăla ca mijlocaș. Poate îl voi mai lua și în alte cărămăduri. Dennis Man! Da, mă! Musa! Omul ăsta, mă! De ce nu l-am luat mai repede? E bestie omul ăsta, mă. Nu degeaba l-am și eu în Ultimate Team. Uite-l, mă, pe Musa, mă. Superb, dar pasa lui Dennis Man, deci această pasă se vede de ce băiatul ăsta se duce pe 42 de milioane de euro la Paris Saint-Germain. Puțin stau acum pe gânduri, oare am făcut bine că îl dau pe Dennis Man, dar totuși, frate, 40 de milioane de euro. Știi? Dacă vin 42 de milioane de euro la Gigi Becale, crezi că refuz? E direct, bani, gata, semnătură. Scoate pixul ăla lui din aur, știi, turnat. E o sărbătoare, gen, pune chete la biserică, 1000 de euro. Oh, oleu. Totuși, e faină povestea lui Dennis Man, a dus, mă rog, hai să facem o poveste pentru el, știi? Steaua l-a dat la o echipă oarecare, nu mai știu de unde l-am luat, din Franța, parcă l-am luat pe Dennis Man. S-a dus el acolo, da, de Gigi Becali pe 1,2 milioane, na, Liga 1 a României. După care l-a luat Wolverhampton, tot așa, pe un... Pe cât l-am luat, frate? Nu, că l-am luat pe un 4 milioane, nu? Un 4 milioane știu că am dat pe el. Na, să zicem, l-am luat cu 4 milioane. Și după 4 milioane, știi cum zic, îl vindem pe 42 de milioane. Bine, alea 2 milioane vor dispărea subit, pentru că... îmi trebuie și mie un range nou, știi cum zic? Realist, Liga 1, știi? Opa, hai mă Dennis Man, mă, așa fain ți-am pus-o, mă, pe tavă. Ai că ești obosit. Aș trebui să-l schimb pe Dennis Man. E obosit, aia nu-mi place la Dennis Man. Tot timpul repriza a doua mai non-stop între Edwards, știi? Că Edwards nu prea rezistă un meci întreg și la fel și Dennis Man nu rezistă un meci întreg. Ei se obosesc așa pe la minutul 60-70, ei sunt cam gata de ei. Musa din nou, nu pot să cred, Musa două boabe. Musa două boabe cu Barcelona, bă, ești nebun. Frate, what? What? Frate, Musa, mă, Doamne, cum e jucătorul ăsta, fii atent ce fain am șutat-o. Băi, ești prost. Băi, Musa n-are așa mult shot power cum are Dolberg, spre exemplu. Dar ce bine se duce shotul ăsta. Ahmed Musa, uite-l, mă, nene, mă, că ne salvează împotriva Barcelonei. Am găsit criptonita Barcelonei, Musa. De-am încolo îl voi cumpăra în fiecare cărâmod pe Musa, că dacă dau de Barcelona să mă joc cu el titular. Cum Superman e slab împotriva criptonitei, Barcelona e slab împotriva lui Musa. Deci o gafă de apărare, să vedem dacă putem profita. No, Sergio, e bun asta. CDM, adevărat, n-ai ce. CDM, Sergio, știe el. Ani de experiență, n-ai bătrân, n-a prea are pace, dar bă, anii lui de experiență degeaba. E omul, e ce trebuie. Facem schimbare, este Dennis Man, că e foarte obosit, omul n-avem ce-i face. Fantastic, cum sunt minutele astea, frate, uite că n-am mai tăcut din gură și din non-stop am vorbit, a fost faza, a fost golurile lui Musa. Frate, non-stop a fost ceva în meciul ăsta. Ăsta e un meci adevărat, frate. Potriva Barcelonei în Champions League, totul sau nimic, știi, ne ducem în finală sau nu. Făi, Musa, tată. Cred că cu Musa, mă și gândesc să încep cu Musa așa titulară meciul retur, la noi acasă. Sau nu, hai, mai este vreo 5 minute plus câte minute se vor mai pune adaos. Ia să vedem, rezistăm împotriva Barcelonei, să merem cu o victorie de la ei acasă. Wow, să câștigăm deplasare împotriva Barcelonei, e ceva imens. Ia să vedem aici, Neves, uite, CDM-ul meu, ce să mai, Neves, Corea, frumos către Musa aici o pas către Alessandrini, eroul nostru din sezonul trecut, care a fost chiar golgeter, uitat de lume, pur și simplu lumea zicea să-l vând, chiar dacă a fost golgeter, na, ce să-i faci? Eu l-am mai păstrat, că, bă, mi-i drag beatul. Uite ce frumos a jucat sezonul trecut, uitați-vă la videouri, a dat o tonă de goluri. Opa, Grimaldo, nu, ieși Stracoșa. Bun, bine că a ieșit Stracoșa, aia că ai gândit-o. Ai gândit-o, tu nu ești trap. Opa, am făcut o greșeală acolo, Suarez. Stracoșa! Bravo, mă! Ai. Bun! Final. Bă! Câștigăm în deplasare împotriva Barcelonei. Oh, Doamne! Nu pot să cred ce meci nebun a fost ăsta, frate. Și posesia 60% pentru Barcelona. Deci Barcelona a avut posesie de 60%, noi numai de 40%. Deci vă dați seama ce posesie a avut Barcelona? Wow! Bun, Burnley, ăsta o să fie un meci care o să dau așa un simulate. Ia să șterg rahaturile astea. Oh, vine o ofertă pentru Mușat. Asta e de la baza noastră de juniori. Real Madrid îl vrea pe Mușat, frate. Real Madrid. Wow, Nicolas Mușat, vedeți, bă, viitorul României, Mușat. este cerut de Real Madrid. Eu zic, scuze Realul, scuze boss. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. A, stai, bă, să schimb jucătorii. 2 secunde. Așa, am schimbat echipa. Hai să vedem amul. Simulate vs. Burnley. Burnley, totuși, o echipă care a investit în echipă și chiar e destul de interesantă. Ea, 3-2, vedeți, v-am zis eu, a investit un pic în echipă. Ea, Rabion, ce mai ai aici? Hitten, Klein, ha, uite, Klein, Maguire, care joacă la națională, Rabion, Abubakar, Cancelo, Leao al nostru Leao, care ia Cahill, frate, l-au și pe Cahill. Wow, pentru o echipă de nivelul Burnley, mie mi se pare foarte fain ce și-au făcut ăștia acolo. Bun, na, și pentru bugetul lor, stai așa că pui mei să specificăm. Bun, acum să punem înapoi titularii, punem înapoi jucătorii noștri. Așa, și îl punem și pe Musa direct din start, îl pun acolo pe Musa să fie titular, știi, să fie el șmecher. Iar Ramsey, nici mă n-a obosit, bravo Ramsey. Așa, Karsdorf acolo, Blanco ești tu că îl punem pe ăsta și ai. Din păcate Lukaku tot nu și-a revenit, ceea ce mă cam supără, că aș fi avut mare nevoie de Lukaku, dar Lukaku nu e, că Batman. Bun, hai să vedem, meciul retur împotriva Barcelonei, 2-1 este scorul. Barcelona desigur încă are o șansă foarte mare să-și revină, adică pui mei, Barcelona, știi, e fucking Barcelona, mă, ce vorbim aici, ăștia se pricep la comeback-uri și 2-1, nu 2-0, dacă era 2-0 deja, știi, puteai zice, bă, eu cred că e cam gata, adică ai o primă șansă să treci mai departe, dar 2-1 îți dă un gol, pac, egal, știi, mai dă un gol, tiki-taka. Din nou Leo Messi aici în prim plan, omul ăsta arată așa ca și un tigru, știi, se în jur, se uită, se caută țintele, știi, se gândește tactic, merge așa, vine așa, n-are omul, vine, te atacă prin învăluire, pe sub centură, pe acolo, pe dreapta, pe stânga, din punga de cereale te atacă omul ăsta, n-ai treabă, Messi șmecher. Hai să vedem așa, ia, Neves, ia acolo Grimaldo, pasă bună către Carrasco, văd că joacă Carrasco, asta înseamnă că, într-adevăr, accentarea lui Coutinho chiar a fost gravă. Ia, pa, Carrasco, mamă, ce pasă bună! Dar Messi ratează ocazia, nu știu, n-a reușit să-și o pună acolo la picior sau ceva, abar n-am și care a fost faza, dar spre binele nostru că n-a reușit. Ia să vedem aici Karsdorp, ca naiba pasa, dar nu-i stres. Samper din nou acolo, titular, cum dracu mă joacă ăștia cu Samper? În loc să joace cu André Gomes. E bestie André Gomes pe lângă, mă rog, Gomes, nu știu dacă e chiar André. Așa, bă, e bestie, mă, Gomes ăla pe lângă Samper. Sau nu știu, poate evolua Samper, poate are stați de evoluare, dracu știi. Ia să vedem. Cavaleiro, bine aici către Corea, l-a așteptat din nou pe Dennis Man, deja 2 jucători pe Dennis Man, mamă, zici că e Ronaldo al meu, Dennis Man. Toată lumea sare și îl blochează pe Dennis Man, deci că, știi, el ar fi the zeu, the king. Ohoho, ce intrare, ce schimbare bună data asta, cei de la Barcelona l-au scos pe Samper și l-au pus pe Pianici, frate. Cum să nu încep meciul cu Pianici, dar și așa, fără Pianici, ce perfect joacă Barcelona. Dacă nu eram în formă astăzi, cred că nici la ea acasă n-aș fi câștigat, de acolo a fost Musa a fost șeful. Pe moment, meciul acesta este foarte, foarte strâns. Ba mai atacă Barcelona, ba mai atac eu, dar n-au fost faze așa mare, vedeți, faze acum a fost mai înainte, așa un șut, dar mare parte pe portar. Iar aici pe Suarez, Piane, oh, Carrasco, mamă, ce scheme face, nu, oh, fai, puțin mi-au și fost frică acolo să nu-l faultez cumva, știi, și să-mi dea penalti, n-ar fi fost de-a dreptul rage moment, știi, ia Dembele, Sergio, iară Sergio, no, stai, ia uite ce bine joacă, leagă fain pasele, nu-mi place atacul ăsta, îl simt periculos atacul ăsta. Bară, ia că n-a intrat, mă! V-am zis că am simțit atacul ăsta periculos, am văzut jocul, cum merge, cum pasează, cum se apropie de poartă, uimitor, și nici măcar corner, nu știu ce cream că va fi corner. Fantastic, fraților, n-a intrat în poartă. Oh, ce pasă! Ce pasă, ce pasă și gol! Corea! Putem zice că am eliminat-o pe Barcelona din Champions League cu golul lui Corea. Uimitor, ce contraatac! După acel atac al Barcelonei unde credeam că o să-mi dea gol, dar au dat doar bară. Pac, aici, uite așa, tic-tac, tic-tac, pac! Eu, ce frumos! Corea! Gol clasic FIFA, știi? Așa, cu true ball. Perfect! 3-1 cu Barcelona, nu mă așteptam niciodată. Păi dacă bat Barcelona, eu zic că putem câștiga Champions League-ul. Putem câștiga Champions League-ul. Iar să vedem Musa. Musa, cum v-am zis atunci, titular, păi cum? Să nu joc eu pe Musa acum când e forță. Aici, da. Aici n-am mai gândit-o bine. Noi stres Dennis Man, ia că iese pasa, Ramsey întoarce frumos la Dennis Man. Dennis Man șutează! N-a fost rău șutul. N-a fost rău deloc șutul, dar un pic calibrajul ghetei. Ashley Seal. Bă, dar pe ăsta nu l-am dat eu la Barcelona, că l-am luat pe Mina. Era un atacant sau winger foarte tânăr, unul cu nume de ăsta mai lung. Ashley Seal. Frate, ăsta fă la noi la Wolverhampton, de l-am dat ca monedă de schimb pentru Mina, știi, plus diferență de bani. Ia uite-l, mă, că joacă, mă, mergi titular. Wow. Ia o să. Corea, omul meciului. Acum s-a zis în difuzare, nu știu dacă s-a auzit. Corea, omul meciului. Normal că l-aș dat și golul, nu? Ia-ți de meci Dennis Man. Pasă bună. Faci la fraierii pe un titi. Dar Ter Stegen nou cu șuturile astea. Cu șuturile astea nu-l faci tu pe Ter Stegen. Mai. Da, ia uite, e gata. E gata. Trecem mai departe de Barcelona. Na, de aici. Uite aici. Uite ce meci a fost ăsta. Absolut wow. Chiar îmi trebuie 2 secunde de respiro. Fantastic, fantastic. Din nou posesia pentru Barcelona. 60% posesie Barcelona. 10 șuturi Barcelona, 10 șuturi noi. Pe țintă, aici e diferența. Dintre cele 10 șuturi, Barcelona pe țintă a avut doar 3, noi am avut 8. Deci shot accuracy la noi a fost de 80% față de Barcelona unde a fost doar 30. Ce se întâmplă cu Barcelona, frate? 30 shot accuracy, dar posesia, pasele, le leagă oamenii și de nu-i stres. Și wow, s-ar putea să ne întâlnim cu Tottenham în marea finală. Nu știu dacă s-a jucat încă meciul de pe cealaltă parte, dar Tottenhamul e mai nasol de data aceasta decât Chelsea. Că Tottenhamul, o să vedeți și acum imediat, termină training-ul și în campionat se află pe poziție foarte bună. E așa o echipă în formă. Uf. Totuși, ce bine evoluează și portarul ăsta, mă, movilă. Mai că l-ar întrece pe Radu imediat. Ia să vedem, da, Tottenham e pe locul numărul 3 și acum o să fiu meci direct cu ei. Of, na, bine, bine, nu-i stres. Stai să vedem, să vedem, opa, nu aici. Calendar, sau știți ce? Mai degrabă lăsăm suspans, oare va fi Chelsea, oare va fi Tottenham? Știi că eu cred că s-a jucat numai prima parte, nu și returul, știi, și de fapt acum s-ar fi jucat returul, să vedem dacă e Tottenham sau Chelsea. Poate îmi spuneți și voi în comentarii mai jos, cine credeți? Chelsea, Tottenham? Oricum, cred că în videoul viitor vom juca finala Cupei FA, parcă am ajuns în finala Cupei FA, Carabao Cup am câștigat, dar au fost împotriva unei echipe mici, parcă finala și am dat simulate, am zis că n-a rost cu echipa asta, deci au câștigat Carabao Cup. Și urmează FA Cup, care trebuie să jucăm finala, indiferent ce echipă e, că na, până la mână am câștigat FA Cup și este momentul să o câștigăm, nu? Și ia să vedem, încă nicio noutate, fraților, încă nicio noutate legătură cu transferul lui Dennis Man. Eu am acceptat, încă transferul cred că este acolo în jocul, știi, se negociază, va merge Dennis Man acolo cu avionul până în Franța sau vor veni agenții aici la noi, păi ar trebui să vină la noi, nu? Da, ia vedeți, încă este așa cu cesuleț acolo, încă se așteaptă răspunsul. Frate, 42 de milioane pe Dennis Man. Nice. Bun, hai, până pe data viitoare, vă urez numai bine. Pa, pa!